Recent publicată legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului aduce o serie de modificări în ceea ce privește obligațiile și sancțiunile aplicate părinților care își neglijează copiii. Noile modificări aduse actului normativ prevăd pedepse tot mai aspre pentru părinții care își trimit copiii la cerșit, ori îi bat sau îi țin nemâncați. Noua lege prevede că dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, atunci instanța judecătorească sau, după caz, Comisia pentru Protecția Copilului obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil aflat în plasament activități sau acțiuni de interes local, pe toată durata în care copiii se află în plasament. Separat de dosarul penal, abuzul fizic sau psihic, inclusiv de natură sexuală, presupune o amendă de 5.000 de lei. Dacă un copil este trimis la muncă, sancțiunea este între 500 și 1.000 de lei. Astfel, practicile prin care un copil este dat de unul sau ambii părinți, ori de reprezentantul legal al acestuia, în scopul exploatării copilului și a muncii acestuia, se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Dacă mama își părăsește copilul în maternitate, ori dacă minorul este trimis la cerșit, amenda este cuprinsă între 2.500 și 5.000 de lei. În situația în care părinții urmează să plece la muncă în străinătate și nu notifică această intenție, aceștia vor fi amendați de autorități. Cu amendă între 500 și 1.000 de lei se sancționează și părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate și nu notifică această intenție Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul primăriei din localitatea de domiciliu. Notificarea va conține în mod obligatoriu desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, dar nu mai mult de un an.